În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, s-a trezit cândva fiul lui Solomon că este rege. S-a trezit într-o demnitate mare, cu răspundere deosebită și cu rang deosebit. S-a trezit că este acolo pus în fruntea unui popor, dar încă nu știa să conducă. Nu era ca și tata lui. El nu știa cum să facă într-un domeniu sau altul. Poporul vine la el și poporul cere să le ușureze sarcinile. Iar el nu știa ce să facă. S-a trezit într-o funcție mare, dar nu știa cum să se poarte. Pentru că nu știa, zice așa, îi întreb pe cei mai în vârstă, ce să fac? Iar aceia i-au spus, ascultă de popor, ușurează-le sarcinile, fă așa ca să-ți fie bine. El s-a dus însă, și aneva și pe cei mai tineri, de o seamă cu el, ce să fac și cum să fac, și aceia au zis, n-a ascultat tu de popor. Tu ești rege. Cum am zice, arată-le tu ce poți tu acum. Tu ești altfel, mult mai mare decât tatăl tău. Mai deosebit. Poți mai multe. Iar el a luat o părere și a ascultat o altă părere. Putea să dea o concluzie, să vadă ce să fac, sau să mai aștepte. Dar el a ascultat doar de cei tineri și a zis poporului, nu ușurez sarcinile voastre. Poate voi pune altele și mai mari. Și atunci poporul l-a lăsat. Zice seminții din Israel, îl lasă. Își aleg alt rege. Doar două rămân cu el, doar două. Al lui Iuda și Veniamin. Din țara care a fost a lui mare și tare, rămâne mic și neputincios și slab. El care a crezut că cine este, se trezește cine este. Un împărat peste două seminții, mai mici și mai slabe. Asta a fost, că n-a știut atunci cum să se comporte, cum să conducă și ce hotărâre să ia el atunci când i s-a pus în față o cerință a poporului. Era pus la o înălțime oarecare, la o demnitate oarecare și n-a știut ce decizie bună să ia. A primit o țară mare, prosperă. Dușmanii se temeau de acea țară. Și acum a lui țară nu mai este. Zece seminții l-au lăsat și au zis, faci cum vrei tu, ne alegem alt rege, să fie și cum zicem noi, mai ușor pentru noi, nu doar greu. Mândria, că cine el, lipsa de înțelepciune, lăcomia și altele, l-au dus la asta. I s-a părut că cine este el, dar n-a putut demonstra că este așa cum i s-a părut. Vedem ce înseamnă lipsa de înțelepciune, unită cu mândria, unită cu răutatea sau cu altele, ce poți pierde din ceea ce ai avut. Azi ni se pune în față o asemenea evanghelie. Vorbește despre altceva, dar tot despre poporul Israel, ce asemenea cu o vie, iar conducătorii cu îngrijitorii viei. Și ni se spune așa de către Mântuitorul, ascultați această pildă,
Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în iatiasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slujile sale la lucrători ca să ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele din tâi, și-au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu, dar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor. Zisa lor Iisus, au nașit din niciodată în Scripturi, pe aceea pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi, se va da neamului care va aduce roadele sale. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar peste cine va cădea îi va strivi. Via era poporul Israel, lucrătorii cei mai mari ai poporului. De unde vedem că sunt ei? Că scrie mai departe în Evanghelie, mai departe, zice, iar arhiereii și fariseii, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește. Lor li se adresează ca să nu uite și să știe. Cei din Israel s-au trezit, poporul și conducătorii, că sunt popor ales al lui Dumnezeu. Pentru că înaintașilor au făcut ceva deosebit, Dumnezeu i-a ales să fie popor ales. Urmașii lor, popor al lui Dumnezeu. Avram, Isaac și Iacov și elalți au lucrat lucruri deosebite pentru Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales pe ei și urmașii lor să fie ai lui, ai lui Dumnezeu. Era un popor de Dumnezeu binecuvântat, de Dumnezeu păzit, Dumnezeu ocrotit, cu așteptări însă la Dumnezeu ca ei să facă roade bune. Asta Dumnezeu a așteptat de la ei, roade bune. Au fost la început conduși de bărbați credincioși, ce știau drumul pe care să meargă, ce știau unde trebuie să ajungă, știau cum să se manifeste între ei și apoi în raport cu alte popoare. Dumnezeu i-a ales pe ei. Trebuiau ca prin ei să vină al Dumnezeu binecuvântare și la alte neamuri. Întâi să stea la ei și apoi și la alții să se coboare. Acest popor de Dumnezeu ales. Ca să fie prin ei alte popoare să fie atrase la Dumnezeu. I-a ales că sunt urmașii lui Avram, al lui Iacov, popor ales din care se va naște Mesia, cel numit Hristos. De aceea e popor ales că iubit de Dumnezeu, popor ales al lui Dumnezeu. Și ei s-au trezit așa, că sunt popor ales. Dumnezeu îi numește în această pildă vie a sa, o vie pe care a sădit-o.
să fie cu roadă bună pentru Dumnezeu. Via pe care o îngrijește, face gard, face teas, face turn, pune îngrijitori să fie acolo. De unde știm că o numește vie pe poporul său? Citim la Isaia, în capitolul 5, de la versetul 1, ce vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe care, pe o coastă mănoasă, el a săpat-o, a curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi. Ridicat în mijlocul ei un turn, săpata neatiasc, ea nădejde că va face struguri, dar i-a făcut aguridă. Vedem că prin proroci o numește vie a sa, numește poporul vie al lui Dumnezeu și aștepta de la ea să fie roade bune la vremea hotărâtă. Dar via nu dă roade bune, îngrijitorii nu se ocupă și nu vor să dea roade bune lui Dumnezeu, ci vor ca de roade să se bucure doar ei. Cei aleși nu vor să dea nimic. A trimis Dumnezeu la ei profeți și proroci care să îi întoarcă la Dumnezeu și via, și conducătorii, și îngrijitorii viei. Dar n-au vroit, în primul rând n-au voit îngrijitorii. Pe proroci și profeți i-au omorât. A trimis mai mult și pe aceia la fel, trimite pe fiul său. Și pe acestea zic să-l omorâm și pe el. Știm că Iisus la ei săi a venit și ai săi nu l-au primit. Vedem cum aici, printr-o pildă, le arată la cei mai mari ai poporului cum s-au purtat. Și Dumnezeu a lucrat și ce așteaptă de la ei și de la popor, prin ei ca ei să se ocupe de popor și apoi să rodească pentru Dumnezeu. Dar se arată acei conducători lacomi, mândri și răi, să se bucure doar ei de roade, să zică că e a lor. Cum ar zice, noi am sădit-o, noi am zidit-o, noi am făcut tot ce trebuie, nu Dumnezeu. Și nu dăm noi roade pentru Dumnezeu. Cum era acest popor, via și îngrijitorii și vierii aceia, conducătorii, cum spune Dumnezeu în legea veche a lor, acest popor mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Așa se purtau ei față de Dumnezeu. Cu buzele îl cinsteau, îl lăudau și că sunt a lui, dar cu inima departe. Arătau că nu sunt cu Dumnezeu, nici de partea lui, că nu făceau ce le-a spus, n-aduceau roade bune, cum li s-a cerut lor. Oare, cum erau ei atunci? Cineva a spus iarăși un exemplu, ca să pricepem. Ce, hai omule să-ți arăt cum este poporul, să vezi. Și a zis, să vedem. L-a dus la un om, acela tăia lemne în pădure. Le-a legat, nu le poate ridica. Ce a făcut? Le-a dezlegat, a mai tăiat și a mai pus. Cum se poate duce dacă nici mai puțin n-a putut duce? Dar n-a contat, el asta a făcut-o. Și hai să-ți arăt alt om. L-a dus la alt om care scotea apă și punea într-un butoi de care era spart. Oricât punea, nu stătea apă în butoi, dar el scotea mereu. Zicea că muncește, că are activitate, care trudă multă, scotea, dar nu rămâne apă deloc. Parcă nu vedea. Și hai să-ți mai arăt. A fost dus la alți doi oameni. Duceau un buștean să intre pe o poartă, dar nu puteau, că nu mergeau cum trebuie cu bușteanul. Și de ce? Niciunul nu voia să fie în urmă, ci primul. Și atunci au zis primul și nu intra bușteanul pe poartă. Nu-l duceau cum trebuie și de aceea nu reușeau.
Ziceau că încearcă, că vor. Nici nu vrea să lase de la sine să fie al doilea, cum să lase. Ce vedeți, cam acesta-i poporul. Primul om arată că adună omul răutate peste răutate și în loc să o dea jos, că e și așa greu de dus, sau nu poate duce, el dezleagă și mai pune. Oare așa trebuie să fie? Și așa și conducătorii, cu răutate, în loc să depună răutatea jos și să învețe și poporul la fel, au făcut la fel. Unde au ajuns îngrijitorii, conducătorii lor și poporul? Să fie așa, în așa fel, să se poarte așa? Nu-și poate duce răutatea și să mai adune? Sau zic că fac roade bune? Că fac și fac și trudesc și luptă pentru Dumnezeu, numai că ei se mândreau așa de tare încât roadele bune a lor se risipeau. Adunau prin mândrie și Dumnezeu asta nu caută la ea. Nu merg acele roade la Dumnezeu. Cum ai pune roada bună într-un butoi fără fund care merge, se pierde? Așa erau. Iar ultimii arată cum aceia iarăși niciunul nu vrea să fie al doilea, fiecare să fie primul și nu pot intra pe poartă. Ce înseamnă să nu te poți înțelege, nu poți să lași de la tine, nu poți să fii smerit, nu vrei să zidești ceva, să faci ceva, neînțelegere. Așa este, zice poporul. Dumnezeu a arătat azi prin via ce a îngrijit-o și prin lucrătorii ei. Via nu-și dă roade, lucrătorii nu dau roade mai departe, dar ei și dacă o fac roade, nu vor să dea, ci pierd pe cei trimiși să le dea. Poate via da rod, dar îngrijitorii, vierii, slujitorii, n-au dat mai departe. Voiau să o țină pentru ei, să fie ei mari și tari. Dar Iisus i-a întrebat, ați auzit pilda? Ei au înțeles pilda și știau cei din vremea lui despre ce-i vorba, că doar citeau legea veche, știau ce a vorbit prorocul Isaia despre via lui Dumnezeu. Și a întrebat, când va veni stăpânul, ce va face acel lucrători? Ce au zis ei? Ei au răspuns cu gura lor, pe cei răi cu rău îi va pierde. Acesta a fost cuvântul lor. Dar și-au dea seama că erau ei cei răi. Despre ei Iisus a vorbit în pildă. S-au condamnat ei pe ei. Dar era târziu acum. Și-au dat răspuns ei. Noi deci suntem aceia. Dar oare dacă au fost, s-a produs o schimbare în ei? Oare s-a produs? Nu s-a produs. Au rămas tot așa. Doar s-au mâniat ei, pricepând că Iisus a vorbit despre ei și oare ce au încercat? Zice în Sfânta Scriptură, zice, au căutat să-L prindă, să-L piardă, dar s-au temut de popor. Deci au rămas tot cu răutate, tot cu mândrie. A venit la ei Fiul lui Dumnezeu, trimis la ei, să aducă roade bune. Și ei acum prind pe Fiul. Alții înaintea lor au prins profeții, prorocii, la rând cum au venit. Și acum a fost rândul lor. Oare n-au priceput ce fac ei? Că vor să-L omoare și l-au omorât. Le-a spus o pildă ce arată pe ei, îi viza pe ei. Erau ei prezenți acolo. De ce n-au priceput să nu facă așa ceva? Numai că erau obișnuiți la răutate să adune răutate, la mândrie să adune mândrie, la neînțelegere, neînțelegere, la rea voință, rea voință. Asta era obișnuința lor și era vrerea lor. Dar le-a spus Iisus, dar au zis ei mai întâi, iată, via o va da altul lucrător care vor da roadele la timpul lor. A sădit altă vie.
S-au dat vie altor lucrători. Biserica e noua vie a lui Hristos. Al lucrători, la apostoli și la urmașii lor. N-a zis Hristos, vorbind în Evanghelie, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele? Iată noua vie. Noi lucrători puși să adune roade bune, dar să le adune pentru Dumnezeu. Oare nu așa trebuie să fie? Ba da! Îngrijitorii vechi, conducând poporului la Israel, ce făceau? Înconjurau pământul și marea să facă un prozelit și apoi nu lăsau să se mântuiască nici acela, nici ei. Sau mâncau casele văduvelor și ale orfanilor. Se rugau la colțuri de ulițe să-i vadă lumea. Făceau pomeni mari, dar să-i laude oamenii. Posteau să-i vadă oamenii. Toate pentru oameni. Pentru Dumnezeu ce făceau? Nimic. Doar să fie lăudați. Dădeau zeciuială din inimă și mărar, iar cele grele le lăsau deoparte. Acesta nu era rod plăcut lui Dumnezeu. Ce au făcut cei vechi? La voia lui Dumnezeu adăugau voia lor, dar au ajuns încât voia lor prima înaintea voii lui Dumnezeu. Ce au zis ei va fi înaintea zicerii lui Dumnezeu. Și atunci ce roadă să mai aducă? N-au adus aceea roadă bună. Și Iisus le-a spus, n-ați dat rol plăcut lui Dumnezeu. Am luat în acest sens un exemplu să știm. Zice, era cândva un calif bogat și puternic. Și a luat din pământul unei văduve. El a luat. Dar văduva l-a dat în judecată. Să-mi dai pământul înapoi. A mers la judecată, iar judecătorul s-a temut de calif. Știa că are putere. Știa că îi poate face rău. Și a zis, cum să-i dau dreptate la femeie? Nu pot. I-a dat dreptate califului. Și a dat. Și a zis femeia, Doamne dreptate, unde ești? Doamne Dumnezeule, unde ești? Judecătorul aude și s-a gândit cum să facă să-l îndrepte totuși pe calif. Într-o zi s-a dus cu un asin. S-a dus în vizită la calif. Și Maria ta, am venit să te vedem. Da, dar ce-i necazul? Ce, uite, am venit să fac o rugăminte. Și anume ce? Uite, aici unde stai tu e pământ sfânt și aș vrea să dai un sac de pământ sfânt să-l duc la mine, să-mi pun în grădina mea. Califul mândru a zis când l-a lăudat, cum să nu-ți dau? Du-te, ia-ți. S-a dus acela, umplut în sac cu pământ, dar zice, dar nu-l pot ridica, că e greu. E greu. Califul îi spune, dar bine, dar de ce pui astfel de greutate pe animalul tău? Nu ții cumva să pui, nu-l poți tu ridica, să-ți ajungi eu sau slujile mele și să-l ducă asinul tău așa de greu? De ce? Și atunci a îndrănit judecătorul și a zis, Maria ta, e greu, dar dumneata ai luat mai mult de la văduvă. Și dumneata nu un sac am luat. Și zici că e mult și greu. Dar te-a luat un pământ întreg. Ce o să faci? Cum o să-l porți? Că e greu. Și atunci califul a zis, iată, l-am luat cum nu trebuie, dar el dau înapoi ca să-l aibă ea. Și l-a dat. A fost bine că acel judecător a avut curajul să zică și să-i prinde în un fel fapta lui, să-i spună ce rău a făcut și că l-a pasă. Aveau acei conducători ai poporului Israel putere să fie cu poporul, le spună să-l roade bune și să ducă în primul rând ei roadele bune, să le gândească și să le facă, dar nu le-au făcut. La cei din legea nouă le spune Iisus să facă roade bune,
Dacă luăm exemplu, începem la început, oare apostolul Pavel, pentru cine a lucrat și a luptat? Pentru Iisus Hristos. Ca lui să-i slujească oamenii și pentru oameni să-și câștige sufletele. Oamenii să se mântuiască, le prezinte sufletele lui Iisus Hristos, lui să-i slujească. N-a zis Pavel, slujiți-mi mie, totul mi se cuvine mie. N-a zis Pavel, eu iau tot rodul vostru, n-a zis. Sau cineva să mai mare decât el a zis, că cel din păcătos, zmerit se purta. Ce contează să fii îngrijitor bun? Pavel așa a făcut. Dacă au fost cei vechi, poporul lui Dumnezeu, au fost urmașii lui Avram, prin fapte s-au arătat că nu sunt urmașii lui Avram. Faptele au dovedit așa ceva. Dacă erau poporul lui Dumnezeu, trebuia să lucreze pentru Dumnezeu și unii și alții, și poporul și îngrijitorii și stăpânii, dar n-au făcut-o. Dacă au fost urmașii lui Moise, au fost, dar n-au călcat pe urmele lui și n-au ascultat de el. Aici a fost greșeala lor. Dar Pavel lucrează pentru Hristos. Petru lucrează pentru Hristos. Ioan pentru Hristos. Iacob pentru Hristos. Matei pentru Hristos. Diaconul Ștefan pentru Hristos. Celălalt pentru Hristos. Iogarul pentru Hristos. Asta trebuie făcut. Și ne prezentăm roadele la Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi totdeauna. Dacă le facem așa, atunci este bine. Oare, dacă oamenii sunt răi, să stai totuși în bine, mereu, să stai. Cândva eram un om care s-a hotărât să spună în cetate poporului cele bune. S-a zis pe un om mai înalt și de acolo a început să le vorbească. Și le vorbea. La început l-au ascultat mulți. L-au ascultat, i-au dat dreptate. Apoi din ce în ce mai puțini. Tot mai puțin, dar el tot vorbea. Apoi niciunul, dar el vorbea. Nimeni nu venea să-l asculte, dar el nu tăcea, ci vorbea. Într-o zi un copil îl trage de mână și spune, dar nu vezi că nu te mai ascultă nimeni? Nu vezi? El i-a spus, da, dar eu îndemn să facă cele bune. Eu vreau să-i chem la cele bune și sfinte. Eu vreau să-i chem la credință, la dege și dragoste, la Dumnezeu. Că nu vor să o facă, e partea a doua, dar eu îi chem. Zice copilul, da, de ce nu tași, că uite, nu te ascultă. De ce mai vorbești? Și omul îi spune, știi de ce? Pentru că vreau să nu mă facă ei pe mine ca ei. Vreau să rămân ca mine. Să nu mă schimbe ei. Vorbesc acum pentru mine. Să nu devin ca ei. Cât a fost de mic copilul a priceput, deci ai vrea să nu te schimbe ei. Să fii ca ei, nu. Dacă au fost cei ai poporului cu roade rele, trebuiau să asculte de trimiși, proroci ce au venit la ei, profeți, dar n-au ascultat, că n-au vrut. I-au omorât și au pierdut. Și au venit alții și alții și alții, dar ce au făcut? Cu toți la rând, pe rând au făcut la fel. Ce înseamnă să vrei să te pierzi, iar pe alții să-i pierzi luându-le doar viața. Tu te-ai pierdut de Dumnezeu, să-l vedești și trupește, iar pe alții zici, să-i pierzi și să-i omor eu cu mâna mea. Au avut trimiși la ei, au avut profeți la ei, dar n-au vrut să-i asculte. Iar când vine și fiul la ei să-i învețe, nu vor să-l asculte. De aceea se dă via altor lucrători. Iar noi lucrători trebuie să asculte și să facă roade, să dea roadele lui Dumnezeu. Așa se cade să fie. Și așa așteaptă Iisus Hristos să fie. El vița, noi mlădițele și să facem
roade bune. Uneori e greu. E greu și pentru preot să facă roade bune. Luăm un exemplu. Cândva un preot a fost la slujbă, a terminat-o și iată a zis, am ostenit, am obosit, mă duc acasă să mă odihnesc. Când să meargă acasă să se odihnească, îi se spune, părinte, a venit un om, acum a sosit, vrea să se spovedească. Ce zici? Îl primești acum sau în altă zi? Că ești obosit. Preotul s-a gândit, îi spun că în altă zi, că m-am obosit acum. Dar totuși, după un timp se gândește, omul a venit acum. Orice ar fi, îl primesc astăzi. S-a dus și l-a primit. Și îl întreabă prima dată, omule, de când nu te-ai mai spovedit dumneata? Ce părinte, de 25 de ani. De 25 de ani. Da. Și de ce de atunci nu te-ai mai spovedit? Părinte, acum 25 de ani am fost să mă spovedesc și un preot la care m-am dus o zic că n-are timp atunci de mine. Așa mi-a zis, că n-are timp. Să vin altă dată. Și atunci am zis, dacă el care e slujitor n-are timp, cum să am timp eu? Dacă el n-are timp că e slujitor. Și de aceea n-am mai fost 25 de ani. Și a zis preotul în sinea lui, era să fac și eu ca acela. Bine că l-am primit. Bine că mi-a făcut timp. Bine că am trecut peste oboseala mea. Și nu m-am dus acasă și am stat. Ce bine e! Asta înseamnă a fi lucrător în vie. Și dacă ostenești, dar stai. Și dacă ai obosit, nu zici că nu poți. Și să nu pui ca și acei din legea veche, să pui povară pe vie ce nu poți duce nici tu. Să zici, purtați-o voi, să nu pui, ci să lucrezi. Așa se cere lucrat în vie, cu dragoste, cu bunătate, cu smerenie, cu ascultare, ascultând de ce-i nevoie și împlinind de ce-i nevoie. Iar ca să o aperi, ai cuvântul lui Dumnezeu, ca turn ai biserica, dată, ca să Dumnezeu de rugăciune. Iar tu dacă ești pus să îngrijești de ea, îngrijește, dar și via să dea rod la vremea ei. Că așa se cade, împreună și rodul dat lui Dumnezeu. Iar dacă îl dai, ți-l dai pentru tine. Prin rodul ce-l dai, îți faci ție comoară în cer pe care o moștenești în veci. Cine are ochi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
minunat este rodul pântecelui tău, care ai născut nouă pe Hristos, mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, durul căciunile noastre la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se simbuliască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să vă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin.